Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Mai am câteva cumpărături pentru voi. Astăzi am fost din nou la Lidl, magazinul de unde îmi cumpăr aproape orice lucru. Vedeți, sunt destul de multe, dar în curând o să vină ziua lui David și bine, am mai cumpărat câteva lucruri și pentru acea zi. Iar zilele astea suntem în renovări, așa că stăm la părinții mei. Am fost cu ei la cumpărături, tot ce vedeți în imagine le-am luat împreună. Așa că bine, unele produse o să vă specific care sunt ale noastre, care sunt ale lor, dar am zis să vi le arăt pe toate și na, să vedeți voi ce o să vă cumpărați și ce vă inspiră. Tot ce vedeți în imagine, și aici a fost un detaliu destul de amuzant, a fost 444,44. Deci 444 de lei și 44 de bani. Bine, mai am ulei. Ulei, de exemplu, am luat două baxuri, dar am pus doar o sticlă pe masă. Și cred că cam atât. În rest, cam astea au fost cumpărăturile. Haideți să vi le arăt totuși și să vă și zic așa în mare. Deci am luat două pungi de pufuleți de 100 de grame. Când mai vrem să mai ronțăim câte ceva decât să mâncăm chipsuri, prefer să mâncăm pufuleți. Bineînțeles, nu zilnic. Pâine. O pâine din asta neagră de 500 de grame. Ați mai văzut-o, o recomand, fiindcă are ingrediente foarte, foarte ok. Pastă de roșii. La fel, ați mai văzut-o și pasta. Am luat 4 borcanele. Are 200 de grame. Le folosesc la sosuri, paste, o grămadă de lucruri. O cutie de lapte pentru David, Comfortis 2, cred că este ultima oară când vom cumpăra numărul 2. Trebuie să trecem la numărul 3, fiindcă face un anișor. Pâine din asta Vasa. Asta este foarte bună așa, fiindcă trebuie să, adică ține destul de mult, puteți să o țineți în casă și ca să aveți să mâncați cu ceva. Iar noi, de exemplu, vom face niște salată de vinete și să nu mănânc foarte multă pâine, prefer varianta asta. Acum am luat o simplă, dar mai au și cu susan, un ambalaj cu roșu, parcă. Două pachete de biscuiți digestivi cu scorțișoară, îmi plac foarte mult ăștia. Au zahăr, așa că nu-i mănânc zilnic, însă la cafea mi se pare că se potrivesc foarte bine. Seturi din astea de saci pentru gunoi de 35 de litri, 3 bucăți, niște biscuiți Petit Beurre, marca lor, cea de la Lidl, de 100 de grame, am luat 3 pachete, stixuri, 250 de grame, am luat la fel 3 pungi, le voi pune și la masă când vom servi. Dar își mai au ai mei la muncă, stixuri din astea, așa că, na, sunt ok. 4 iaurturi din astea bio pentru David, 150 de grame păhăruțul. Ce mai am? 3 bucăți de ardei gras, o cremă de brânză cu verdeață de 200 de grame de la Pilos. N-am mai încercat-o pe asta, dar oricum, crema de brânză e bună. O pungă de migdale de 200 de grame, mai am, dar am zis totuși, dacă tot am ajuns, să mai iau o pungă. Le mâncăm la gustare sau îi le dau și lui David dimineața cu fructe, cu alte lucruri. O folie de aluminiu. Asta mi se pare foarte practică. Pur și simplu desface ambalajul și pormul folosește o perioadă lungă de timp. Spaghete, la fel, un fel de provizii de 500 de grame. Am luat 3 seturi. O să ne ajungă o perioadă foarte mare de timp. Un cașcaval din ăsta mare de 750 de grame. Îl voi tăia și îl voi pune pe platouri. Ce mai am aici? Niște brânză din asta topită Feli. Astea, v-am mai zis eu în alt clip, mama mea le mănâncă cu o grămadă de lucruri. Sau pentru Adi când îi mai fac sandvișuri, dar mie nu-mi plac, așa că nu mănânc. Totuși sunt destul de practice, adică atunci când faci niște sandvișuri calde se topește cașcavalul ăsta, sunt super ok. Au 16 bucăți de felii din astea de brânză. Am luat 3 pachete, nu vă închinați. Brânză topită triunghiuri, la fel, părinții mei sunt nebuniți cu varianta asta de brânză triunghiuri, eu nu mănânc.
pur și simplu, nu-mi place, bine. Dacă nu am altceva să mănânc, mănânc și eu un triunghi de ăsta, două, dar prefer să mănânc altceva, pur și simplu. Are două etaje din astea, sunt 24 de triunghiuri în cutie și am cumpărat 4 cutii, da. Iar brânză feliată, cașcaval, pentru sandvișuri, câte 10 bucăți pe set, tot pentru mama mai mult, 3 seturi din astea. Cașcaval, ăsta la fel, o să țină o grămadă, este până luna mai, ăsta cel puțin, nu știu celelalte, da. Ok, am luat 3 bucăți de 300 de grame, ăsta este foarte ok pentru pizza, paste, pur și simplu să-l mănânci așa, adică avem ce face cu el. Două conserve de fasole cu costiță, le-am încercat și eu de curând și chiar îmi plac, adică cel puțin eu le-am mâncat cu ceapă, o să vedeți mesele săptămânii. Și cum arată desfăcută, este o porție destul de mare și mi s-a părut foarte ok, și la bani și la gust, chiar o recomand. Dacă nu aveți, eu de exemplu chiar nu aveam ce să mănânc în ziua aia, pur și simplu am încălzit o conservă și ăla a fost prânzul meu. Două conserve de ton, astea sunt un ulei. Ce mai am aici? Un cif. Un clor, ăsta este al mamei mele, o sticlă de 2 litri, ulei, v-am zis, am luat două baxuri, dar am pus doar o sticlă pe masă, un ketchup picant, 500 de grame, nu este așa picant, un lapte de cafea, ăsta cu 7,5% grăsime, l-ați mai văzut, mi-l folosesc zilnic, un lapte cu 3,5% grăsime, un lapte pentru David, din ăsta bio, cu 3,8% grăsime. O pungă de delicat cu legume. E mare, eu nu prea folosesc delicat, deci este pentru mama, de 500 de grame. Într-adevăr, nu zic că nu dă gust bun la mâncare, însă nu este atât de sănătos. Iar niște tortile wraps din astea de la Lidl cu care fac lipi umplute, sandvișuri. Am văzut chiar o rețetă cu sandvișuri din astea cu lipi și ou, de exemplu, scramble eggs cu niște cașcaval și puteți să le luați la muncă, drept pachet. Ok, sunt 6. Smântână, 6 păhăruțe de 150 de grame, 20% grăsime, o caserolă de din ăștia struguri roze fără sâmburi. Sunt foarte buni, îi dau chiar și lui David la gustare și chiar se merită, are jumătate de kilogram. Bine, este la ofertă în perioada asta, de obicei era undeva în jur de 10 lei, acum cred că e 6 lei, ceva de gen. Salam săsesc, ăsta este salamul meu preferat, să zic așa, deși mănânc destul de rar. Văd că ăsta scrie pe el că e 97% carne, fără gluten, amidon, soia, arome, monoglutanat, bla bla bla, sodiu adăugat, și că etichete curate. Da, mă rog, o să-l pun pe platouri, la fel, am luat 3 bucăți din astea. Alune, la fel, o să pun atunci când vom avea invitați, 500 de grame. Desfac o pungă din asta, de exemplu, și dacă nu se mănâncă, îi pun un clips aici sus și se păstrează foarte bine. Am luat 2 pungi. Și cred că ultimul produs, dacă nu mă înșel, da, cred că este ultimul. Am luat niște, nu știu, crackeri din ăștia cu sare. Sunt, din ce văd aici, nu, deci nu i-am mai încercat. Văd că sunt italienești. Are 500 de grame pachetul și sunt 16 bucăți. Am uitat așa puțin pe spate, o bucată, deci o felie de asta, un cracker de asta, are în jur de 70 de calorii. Cam cât o felie de pâine mai mare, totuși mă gândeam la fel, că aș putea să mănânc cu niște salată de vinete sau cu niște pateu, mai e valabil încă un an pachetul, așa că dacă rămâneți fără pâine, de exemplu, puteți să-l folosiți. Sau cu humus, cred că iar sunt foarte, foarte bune, cu humus, cu pateu, cu salată de vinete. Eu zic că e ok, icre poate dacă vă plac. Da, cam astea au fost cumpărăturile, sper că v-au plăcut. Nu uitați să-i dați un like acestui clip, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Și ne vedem în următorul clip, tot cu cumpărături sau cine știe. Vă pup!